Verdictul mamei lui Robert despre Julie din Casa Iubirii Ziua de 8 martie a venit cu surprize pentru concurenții din Casa Iubirii. Mai multe mame ale unor băieți și fete au pășit pragul casei să-și viziteze copiii și să discute cu ceilalți protagoniști ai emisiunii de la Canal de. Mama lui Robert și-a surprins fiul prin apariția sa în studiele emisiunii Casa Iubirii. Ce mult seamănă Robert cu dumneavoastră, a remarcat Larisa. Nu vă cunosc, dar când v-am văzut, am zis: Sigur este mama lui Robot, a remarcat concurenta. Patrick și-a asumat rolul de gazdă, moderator și a pus întrebarea cheie: Care este părerea dăvăsă de despre relația lui Robert cu Julie? Pe care o dezvoltă în fiecare zi tot mai mult. Patrick a remarcat și faptul că Robert i-a adus lui Julie un buchet mare de flori de Ziua Internațională a Femeii. Mama lui Robot a spus că nu vrea să interfereze cu preferințele pe care fiul ei le are în privința ființei potrivite pentru el. Lui eu las la latitudinea lui, el știe ce are nevoie și ce e bine pentru el, nu pot să zic nimic. El știe mai bine, a răspuns mama celui mai îndrăgit concurent din emisiune. Mama lui Robot a povestit că fiul ei pune suflet atunci când se îndrăgostește. El pune prea mult suflet și poate că la tinerețe nu ar trebui să pună așa de mult suflet, spune mama concurentului. Îmi place cum se comportă robot în casă. Este același robot și afară și în casă, a adăugat ea. Julie, către mama lui robot, vă admir. Julie s-a remarcat printr-un zâmbet larg și a ascultat-o cu atenție pe mama băiatului cu care se află într-o relație de cunoaștere. Vă admir i spuneam și lui robot că priviți la fel cu privește și el i-a transmis Julie Mă uit la emisiune, nu văd chiar toate episoadele, dar în general mă uit, a explicat mama lui robot. Robot a presimțit că va veni și mama lui în emisiune. Când am văzut-o pe mama Larisei, am presimțit că vei veni și tu, a spus el.